Amintiri și doruri calde necuprind, astăzi este seara sântă de colind, de colind. Ninge lin florile, dar pe cor din cer, toți cei trase se strâng și cântă neruine. A venit un înger bun din depărtări să ne aducă vestea sfintei întrupări, întrupări. S-a născut un împărat numit Iisus, magii Smirna și ninge lin florile, dar becat din cer, toți cei dragi se strâng și cântă neruile. Prin nămeți cu sacul în spate, Moș Crăciun poposește azi în prag la omul bun, la omul bun. La copii, la tineri și la cei bătrâni, să le umple inimile de lumini, de lumini. E timpul să-l salutăm pe invitatul nostru. Invitatul nostru este Oscar Wilde. Și personajul lui Oscar Wilde este regele cel tânăr. Da, un prinț, deocamdată e prinț, aveți dreptate. Mama lui a fost omorâtă la porunca bunicului lui, regele cel bătrân, care fie că a regretat, fie că n-a vrut să dea regatul la altuia când era pe moarte, l-a chemat din pădure unde îl trimisese pe regele cel tânăr. Și regele cel tânăr s-a îndrăgostit de frumuseți, de lux, de bogății, de parfumuri, de tablouri, de pietre scumpe și trimitea oamenii peste tot. Și cel preocupa cel mai mult, cel preocupa cel mai mult pe prinț, era veșmântul pe care urma să-l poarte la încoronare. Veșmânt dintr-o țesătură aurită și coroana încrustată cu rubine și sceptrul cu șirurile și inelele sale de perle. Și tocmai la aceste lucruri se gândea în acea noapte, stând întins pe canapeaua sa luxoasă și privind bușteanul cel mare de pin care ardea în cămin. E, ce frumos era pe atunci! Ardea în cămin, nu ardea în calorifer. Da, schițele care ieșiseră din mâinile celor mai mari artiști ai vremii, îi fusese aduse cu multe luni înainte schițele veșmintelor și el dăduse poruncă meșterilor iscusiți să trudească zi și noapte pentru a le duce la bun sfârșit și să fie scotocită lumea întreagă pentru bijuterii demne de opera lor. Se vedea pe sine însuși în închipuire, stând la înălțimea altarului din catedrală, în veșmântul frumos al unui rege, și un zâmbet flutura și zăbovea pe buzele lui copilăresc și îi aprindea cu un luci intens ochii negri păduroși. După un timp, s-a ridicat de la locul lui și, sprijinindu-se de polița sculptată a căminului, s-a uitat roată prin încăperea luminată slab. Pe pereți atârnau tapiserii bogate, reprezentând triumful frumuseții. Un dulap mare încrustat cu agate și lapis lazuli, pietre prețioase sau semiprețioase, da? Umplea un colț, în fața ferestrei era un scrin neobișnuit ornamentat cu paneluri emailate din pulbere și mozaic de aur, pe care erau așezate delicate pocaluri din sticlă venețiană. Ce aia pocal știi și tu, Maria? Știi? Da, știu. Da! Îi spune Beatrice ce este pocal. Pahar. Da? Aha! Păi că nu știi să întrebați, mai copii. Sau pe mine, sau pe copiii mai mari. Pe Mircea să-l întrebați, că Mircea și cu mine. Noi suntem aici gazdele, că Mircea vine mereu. El trebuie să le știe pe toate. Asta nu știa. Aproape. Asta nu știa. Bine, să ne întoarcem la povestea noastră.
Erau așezate delicate pocaruri de sticlă venețiană, o cupă de onix întunecat. Onixul e un fel de agată, tot o piatră semiprețioasă, doar că e închisă la culoare. Maci palizi erau brodați pe cuvertura de mătase de pe pat, ca și cum ar fi căzut din mâinile obosite ale somnului. Vedeți, cea mai cunoscută carte a lui Oscar Wilde este Portretul lui Dorian Gray. Și am zis din greșeală, așa, am zis că mai târziu o să citiți și asta. E un mare iubitor de frumos, e un artist de un rafinament unic. Da, deci maci palizi erau brodați pe cuvertura de mătase de pe pat, ca și cum ar fi căzut din mâinile obosite ale somnului. Mi-ai spus, Mircea, că nu mai vrei poezii și el, în loc să spună poveste, spune tot poezie. Și coloane înalte de fildeș crenelat susțineau baldachinul de catifea, din care porneau spre argintiul palid al tavanului ornamentat ciucuri imenși din pene de struț. Cum adică ciucuri din pene? Ciucuri imenși din pene de struț strânși la un loc ca o spumă albă. Un narcis râzând din bronz verde ținea o oglindă poleită deasupra capului. Pe masă era o tipsie de ametist, Narcis, un personaj mitologic de care tu, Mircea, n-ai auzit, tu, Beatrice, ai auzit de Narcis și tu, Maria, dar nu și-a vrea să-mi spună cine. Ah, tu ai auzit, tu vrei să-mi spui. Cine era Narcis? Dintr-o poveste. Da, dintr-o poveste a vechilor greci. Și e cunoscut acest Narcis pentru că era cam nesimțitor, așa, nu? Era frumos, teribil de frumos, dar era insensibil când fetele se îndrăgosteau de el. În schimb, odată a fost pedepsit fiind de o zeiță greacă, nu mai vreau să lungesc vorba, de Nemezis, s-a uitat în apă, în oglinda lacului, în apă și ce-a pățit Narcis, e cunoscut. S-a îndrăgostit de... De ce s-a îndrăgostit? De chipul său. De chipul lui. Și atunci spunem că cineva este narcisist când se admiră, da? Un narcis de bronz. Ok, așa. Mai învățăm și povești de astea vechi. Când citim cu totul altă poveste. Da. Deci un narcis râzând din bronz verde ținea o oglindă poleită deasupra capului. Pe masă era o tipsie de ametist. Afară se putea zări cu pola imensă a catedralei, ițindu-se ca un balon peste casele umbroase și santinelele trudite care patrulau în sus și în jos pe digul cețos dinspre râu. Departe, într-o livadă, cânta o privighetoare. Un parfum vag de iasomie pătrundea prin fereastra deschisă. El își dădu deoparte buclele brune de pe frunte și, luând o lăută, și-a lăsat degetele să alunece pe corzi. Pleoapele grele îi căzură și îl năpădi o moleșeală ciudată. Niciodată până atunci nu simțise așa de puternic, cu o bucurie atât de violentă, magia și misterul lucrurilor frumoase. Când a sunat miezul nopții la ceasul din turn, atinse un clopoțel. Pajii lui intrară, îl dezbrăcară foarte ceremonios, turnându-i apă de trandafir pe mâini, presărându-i flori pe pernă, în câteva clipe, după ce ei părăsiseră încăperea, prințul adormise. Și în somn a visat. A visat un vis? Și visul ăsta o să vi-l spun acum. Să nu vă speriați. Se făcea că stă într-un pod lung și jos. În huruitul, și se auzea huruitul și vacarmul la numeroase războaie de țesut. Războaiele de țesut sunt mașinile la care se făceau înainte hainele, da? Lumina firavă a zilei se ițea cu greu printre ferestrele zăbrelite și îi arăta figurile sfrijite ale țesătorilor, aplecate asupra ramelor războaielor de țesut. Povestea asta trebuie să fi fost așa cu vreo 200 de ani în urmă, da? Cam așa, cred eu. Și voi credeți la fel? Da. Dar nu o să mă contraziceți, că nu e frumos să mă contraziceți. Deci, trebuie să fi fost acum vreo 200 de ani. Putea să fie și acum 250, tu ce? Cam așa zic eu. Da. Copiii palizi și cu înfățișare bolnăvicioasă erau ghemuiți pe grinzile uriașe. Pe măsură ce suveicile
Suvecile sunt niște părți în care se pune ața la războaiele de țesut, da? Pe măsură ce suveicile treceau prin urzeala ei, copiii ridicau vatalele grele de lemn. Vatale sunt tot niște părți de la războiul de țesut. Și când suveicile se opreau, dădeau drumul vatalelor să cadă, bătând țesătura. Fețele copiilor erau zbârcite de foame, mânuțele lor subțiri se scuturau și tremurau. Câteva femei trase la față stăteau la o masă și coseau. Un miros oribil umplea încăperea, aerul era puturos, greu, iar pereții umezi erau măcinați de igrasie. Regele cel tânăr a mers la unul dintre țesători, s-a oprit lângă el, urmărindu-l. Și țesătorul l-a privit furios și l-a întrebat: ce te uiți la mine? Ești vreo iscoadă trimisă de stăpânul nostru? Cine este stăpânul vostru? A întrebat regele cel tânăr. Stăpânul nostru, a exclamat țesătorul cu amărăciune, e un om ca mine. Într-adevăr, singura diferență dintre noi este că el poartă haine scumpe, iar eu umblu în zdrențe. Și pe când eu sunt mor de foame, el nu suferă deloc că mănâncă prea mult. Țara e liberă, i-a spus regele cel tânăr. Tu nu ești sclavul nimănui. În război, spuse țesătorul, cel puternic îl face sclav pe cel slab. Pe timp de pace, cel bogat îl face sclav pe cel sărac. Trebuie să muncim ca să trăim și ei ne plătesc așa de mizerabil că putem muri. Trudim pentru ei cât e ziua de lungă, își umplu cuferele cu aur, în timp ce copiii noștri se sting înainte de vreme, iar fețele celor pe care îi iubim devin aspre și pline de răutate. Noi zdrobim strugurii și alții beau vinul. Noi semănăm grânele și camara noastră e goală. Noi avem lanțuri, deși niciun ochi nu le vede. Și suntem sclavi, deși lumea spune că suntem liberi. Da? Așa e cu toți? Cu toți e așa, a spus țesătorul. Cu tânărul și cu bătrânul, cu femeia, cu bărbatul, cu copilul mic și cu cel apăsat de ani. Negustorii ne asupresc și noi trebuie să le ascultăm poruncile. Preotul trece, își spune rugăciunile, dar nimeni nu are grija noastră. Pe ulițele noastre lipsite de soare țetărăște sărăcia cu ochii flămânzi și păcatul, cu fața lui buhăită, păcatul o urmează îndeaproape sărăcia. Nefericirea ne trezește dimineața, rușinea stă cu noi noaptea. Dar pentru tine ce sunt toate astea? Tu? Tu nu ești unul dintre noi? Fața ta e prea fericită. Se întoarse cu privirea mânioasă, a aruncat suveica peste război și regele cel tânăr a văzut că era urzită cu fiu de aur. Și o mare spaimă l-a năpădit și l-a întrebat pe țesător: dar ce haină e asta pe care o țeși? Este veșmântul pentru încoronarea regelui cel tânăr, a spus acesta. Dar ce-ți pasă? De ce vrei să știi? Regele cel tânăr a scos un țipăt și s-a trezit și iată, era iarăși în odaia lui și prin fereastră a zărit luna, mare, mierie, atârnând în văzduhul întunecat. Și-a adormit din nou și acesta a fost visul lui. Al doilea vis. Să nu vă speriați. Sau nu mai e timp? Ba da. Sau nu mai e timp? Ba da. Trebuie să mai fie timp. Trebuie să mai fie timp? Timpul nu fuge mereu. Cerul și-a deschis soborul.